La 8 ani după ce a fost răpit în Burkina Faso, românul Iulian Gherguț din localitatea Traian, comuna Săbăoani, a fost eliberat prin demersurile politico-diplomatice exercitate de statul român din mâinile unei grupări teroriste africane. Familia bărbatului a primit bucuroasă această veste, părinții acestuia declarând cu ochii în lacrimi că îl așteaptă cu mâncare caldă și cu brațele deschise. Cum ați reacționat când ați primit vestea? Acum, de când am auzit că e în București, ar fi acasă, mi se pare ca acasă. Zic, știi, bea o apă bună, o mâncare, cred că mănâncă la București mai bine. Cu 8 ani, vai, când ne culcam, nu adormeam, era ora 12, eu nu adormeam, tot la el mă gândeam. Stăteam față-înfață în pat și ne rugam că poate mare Dumnezeu, dar prin cuvânt acum am început și niște novene și citeam în cărți. V-ați rugat mult pentru ca băiatul să fie readus în țară. Zic, uite Dumnezeu, făcut minune. Când vă așteptați să ajungă? Păi mă gândeam, mă bucat să fac, să rămân, să fac, dar pe unul zice că nu vine, că intră în carantină, 21 de zi. Până la Și dumneavoastră ați pregătit bucate, ați mâncare caldă? Bucat, am dat comandă la tortă, la... De acolo nu știai. În ce condiții stă? În ce condiții? Știam că mi-a zis omul ăla de la America. În ce condiții stau? Grele, în da? În nisip. Sahara, a zis. Nisip. Și numai capul băga sub o umbrelă, la culcare. Atât. Și nici nu stăteau de vorbă unul cu altul. Stăteau la 6 metri distanță unul de altul. Condiții grele. Și acum când a venit, i-a adus omul ăla un răspuns că e viu și așa, a zis că am scris pe nisip. Nu poate să vorbească între ei. Pinisip o scris și o citit Iulian acolo. Însemne, da? Ați avut încredere totuși în autoritățile noastre? Da. Normal. Că dacă a apărut în România, înseamnă că e a noastră, frate. N-are cum să mai vină acum altă cineva ca să le iei să-l mai ducă înapoi. Iulian Gherguț va fi supus mai multor expertize și evaluări conform procedurilor. Când a fost răpit, în anul 2015, Iulian avea 39 de ani. După răpire, nemțeanul a apărut în mai multe înregistrări date publicității de jihadiști. Rugămințile sale de a se încerca toate demersurile pentru a fi eliberat s-au concretizat acum, când autoritățile române au anunțat că acesta a fost eliberat și că se află în siguranță în custodia statului român.